vis frumos, o nevoie pe care o am. O pajiște. Familia mea este liniștea mea. Depinde de cât de mult am grijă de sufletul meu. Nu mai ești niciodată liniștită când ești mamă cu adevărat, dar înveți să domini această neliniște și să ai încredere în tine și în ei. Sunt genul relaxat, cred, adică în sensul că îi las să mănânce de pe jos. Îmi iau liniștea din plimbările cu Tudor spre grădiniță. Din orele de yoga. De cele mai multe ori îmi găsesc liniștea în citit, în dans, în lucruri pe care le fac pentru mine. Și din seriile în care mă ia soțul meu de mână pe suplapumă și adormim așa. E suficient să stau cu ei. Lucrurile pe care le fac pentru mine, cum ar fi dansul, cărțile, plimbările. Să îmi văd copiii la lumina serii cum dorm amândoi în pat, spuma de lapte de pe cafea și scrisul. Sunt liniștită când toată lumea e și ea sănătoasă în jurul meu, când lucrurile au mers bine într-o zi la muncă și toate mamele îmi trimit mesaje de bine. În general, liniștea mea o găsesc atunci când toate merg foarte, foarte bine. Yoga, respirație, meditație. Cred că într-o familie, când copiii sunt foarte mici, puterea de a-i liniști este la mama. Nu. Nu există superputerea de a-i liniști pe cei mici. Există răbdare, există voință, există intenție. Toată lumea are aceste superputeri dacă și le exercită. Soțul meu. Fără doar și poate soțul meu dintotdeauna. Și pe ei și pe mine. Superputerea de a-i liniști pe copii încă o caut. N-am obținut-o încă. Îi alăptam, pe de cealaltă parte îi ascultam, îi luam în brațe și mă uitam la ei și întrebam ce s-a întâmplat, povestește-mi, chiar dacă ei desigur n-aveau cuvinte. Deci cumva îi linișteam prin conexiunea pe care o aveam eu cu ei. Le vorbeam foarte mult și atunci când le vorbeam ei se linișteau și se uitau în ochii mei și au fost cele mai frumoase momente din viața mea. Îi luam în brațe. Îi puneam la sân, îi legănam, mă asiguram că nicio durere nu le perturbă liniștea. Uneori stau lângă ei, nu spun nimic, dar printr-un limbaj non-verbal le arăt că sunt acolo. Acum nu-i mai liniștești. Seara, când ne adunăm cu toții la masă și povestim cum am petrecut peste zi, povestim, nu sună telefoanele, da, și suntem la noi acasă. Cel mai mult îmi place sâmbăta dimineața, când mâncăm împreună în bucătărie. Liniștea mea este pauza dintre două gânduri. Liniștea mea este să am băieții sănătoși, toți cei trei băieți. Copii sănătoși. Liniștea copiilor mei este balsam pentru sufletul meu. Cred că eu. Să fiu eu fericită lângă ei și să fiu fizic acolo. Când sunt acolo pentru el și îl ascult și are parte de timpul meu, de ochii mei, de urechile mele care să-l asculte.